Fiți atenți ce combinație avea spaniolul ăsta. Păi și să vedeți cum a făcut spaniolul ăsta bani mulți. Și auziți, să vedeți cum s-au răzbunat marocanii. Bineînțeles că în primul rând vă salut cu respect pe toți care mă urmăriți, prietenilor. Auziți aici, băi, mă sună un spaniol. Era ceasul 10 și ceva, 11 noaptea. Și auziți, mă, zice, bună seara, ți-am văzut anunțul pe internet că cumperi aur. Zice, te deplasezi și la domiciliu? Zic, da, mă, de unde ești? Zice, de aici, din Malaga. Dacă vrei, zice, îți las locația și vino la mine acasă să vezi marfa. Zic, când să vin, acum? Zice, da, dacă poți, eu sunt acasă, zice, te aștept. Bine, vă zic, lasă-mi locația că vin. Păi când m-a sunat spaniolul ăsta, eu eram cu arătare în mașină, ne duceam spre casă. Păi îmi trimite ăsta locația. Auziți, mă, păi când mă uit pe locație, acolo în Malaga, știi? Mă uit pe locație, zic, băi, arătare, hai, vă zic că e aici aproape ăsta. Păi spaniolul ăsta stătea în blocul cu Hestoria. Acolo unde se fac actele, știi, transferența la mașini, contractul de vânzare-cumpărare. În blocul cu Hestoria la etajul 2. Și băi, zic, ăsta stă aici aproape, zic, chiar în blocul cu Hestoria. Hai să mergem la el la arătare, zic, să vedem ce marfă are ăsta. Băi, ia uite, mă. Ajungem la locație. Băi, eu ce-i spun lui arătare? Băi, arătare, ia punga aia cu plăcinte la noi, că noi aveam în mașină o pungă. Erau două pungi băgate așa una într-alta și aveam plăcinte, plăcinte de alea și de fast food, băgate într-o pungă și în punga asta, știi, în pungile astea de hârtie. Că noi ascundeam aurul, știi, la fundul pungii și pe urmă băgam punga asta cu plăcintele alea. Zic, arătare, ia și punga aia la tine, zic, să băgăm aurul acolo în ea. Gata, busule. Băi, bag mașina acolo în parcare și îl sun pe ăsta. Zic, sunt aici în fața blocului, zic, deschidem eu și îi spunem la ce etaj să urc. Zice, urcă la etajul 2. Bang, îmi deschide ăsta ușa, intru în bloc, zice, urcă pe scări, că liftul nu merge. Eu cu el în telefon, știi? Zic, bun, băi, ia uite, o iau pe scări. Am urcat pe scări, ajung la etajul 2. Băi, spaniolul, în ușă, ne aștepta, știi? Pasa, pasa, Adrian, zice, bună seara, vă salut, el, știi? Hai, zice, intrați, intrați în apartament. Băi, frații, băi, intrăm în apartament, zice, luați loc aici la masă. Bă, pun mâna, trag un scaun, mă așez acolo pe scaun, știi, la masă și arătare. Zice, Adrian, tu cumperi aur, nu? Zic, da, mă. Zice, contează ce aur e, zice, bărbătesc, zice, sau pentru femei, contează piesele? Zic, nu contează, mă, zic, ce aur ai tu? Băi, ca să vi-l descriu puțin așa, pe spaniolul ăsta. Avea undeva 1,75 înălțime, 40-45 de ani, vreo 110-120 de kilograme, puțin așa, știi, grosuț. Era un scurt, ras în cap aici așa și aici avea părul strâns, uite așa, în coadă. Zic, ia mă, zic, ce piese ai? Zice, da, cum să nu? Băi, fraților, băi, să ridică de acolo după scaun, să duce într-un dormitor. Băi, vine cu o pungă, așa, o punguliță și o pune pe masă. Zice, Adrian, tot ce e acolo în punga aia, zice, eu vând. Dacă îți plac piesele, zice, și vrei să-l cumperi, zice, eu îl vând pe tot. Băi, eu ce fac, mă? Bineînțeles că, în primul rând, auziți, i-am scos și eu din geantă.
piatra, lichidul, cântarul, știi, să le probez, să le cântăresc. Zic, bun, hai că le probez acum, zic, și le cântăresc și vorbim. Bă, el când a văzut că eu am scos din geantă, știi, piatră, lichid, cântar și am pus acolo pe masă, ia uite, bă, spaniolul, uite așa stătea acolo pe scaun, s-a uitat la mine. Păi eu ce fac? Iau piesă cu piesă, bineînțeles, dă-i pe piatră, lichid, știi, să le probez. Bă, el stătea acolo, bă, și uite așa s-a uitat la mine. Termin eu de probat, zic, ca zic, sunt din aur, zic, acum să le cântăresc. Bă, el s-a uitat la mine, mă. Bă, nu zicea nimic, știi? Nimic, să mă ia la întrebări sau să zică ceva, sau nimic. S-a uitat la mine. Bă, iau piesele, le pun pe cântar, le cântăresc, știi? Zic, bă, ai 200 de grame aici. Zice, da, Adrian, știu. Știu că sunt 200 de grame. Zice, am uitat așa la tine. Tu ai experiență, zice. În domeniul ăsta, tu chiar ai experiență. Înainte de toate, zice, înainte să vorbim de preț, zice, vreau să te rog și eu ceva. Și auziți-vă aici ce spune spaniolul. Zice, te rog eu frumos, piesele astea să nu le vinzi aici în Spania. Tu ești român, nu? Zic, da, bă, sunt român. Zice, te rog eu frumos să nu le vinzi aici în Spania. Nu știu de ce. Că văd că ai experiență. Le trimiți la tine în România, zice, faci ce vrei cu ele, dar să nu le vinzi aici. Bun, mă, băiatule. Zice, cât îmi oferi pe gram? Zic, băi, fii atent. Eu mai mult de 16 euro nu pot să-ți ofer pe gram. Ia uite, uite el așa la mine. Zice, bun, Adrian, n-are rost, zice, ce să mai negociem, zice, ce să mai discutăm, 16 euro, nu? Zic, da, băi, când mi-a spus să nu le vând în Spania și să le trimit în România sau să fac eu ce vreau cu ele și alea, imediat mi-am dat seama care era manevra cu piesele alea, știi? Asta să vedeți imediat ce s-a întâmplat, mă. Zic, 16 euro. Bun, Adrian, zice, ce să mai negociem, zice, ce să alea, 16 euro, zice, bine. Hai, fă-mi calculul, zice, și dăm banii. Băi, fac eu calculul, bam, bam, număr banii, îi dau banii. Auziți acum ce îmi spune spaniolul. Zice, Adrian, hai că văd că te pricepi. Te pricep la aur, ești în domeniu și mie îmi place, zice, să fac combinații cu oamenii care se pricep. Dacă te sun zilele astea, că trebuie, zice, să mai vină ceva aur, vii să-l iei? Ești pe aici, prin zonă, zice, stai pe aici, prin zonă, prin Malaga? Vă zic, da, vin și pe aici, până Malaga. Eu zic, stau prin față pe la Cas Converte, magazinul de mână a doua. A, gata, zice. Am înțeles. De acolo, zice, ai tu experiența asta. Tu te ocupi cu astea, cumperi și vinzi, nu? Zic, da. Aha. Bun, zice, bun. Gata, așa rămâne. Zilele astea, zice, te sun și vii și iei marfa. Bine, mă. Păi ce fac, mă? Păi îmi iau piatra, lichidul, cântarul de acolo după masă și le bag în geantă. Zic, arătare, ocupă-te de aur. Auzi spaniolul. Uite așa stătea spaniolul, s-a uitat la noi, știi? Păi arătare, punga cu aur de acolo după masă, scoate una din pungile alea de hârtie, bagă aurul în punga asta de hârtie și peste cealaltă pungă de hârtie cu plăcintele alea
în ea. Pac, a băgat în punga aia. Spaniolul s-a uitat, știi? Toată arătare punga. Uite așa o ținea în brațe, știi, punga aia cu plăcinte. Erau 5-6 plăcinte acolo, în pungă. Băi, noi acolo băgam aurul. Deci în caz că ne oprește poliția ceva, ne percheziționează și astea, ce aveți în pungă aia? Dom'le, plăcinte, știi? Bun, mă, băi, uite, spaniolul s-a uitat, știi? Băi, ne ridicăm de acolo după scaun și ne ducem spre ieșire, să ieșim din apartament. Băi, când ajungem acolo pe hol, ce zice spaniolul ăsta? Zice, Adrian, ți-am spus că nu merge liftul, zice, trebuie să o luați pe scări. Da, vă zic, nicio problemă, zic, n-am uitat, stai liniștit, nu-i problemă, zic, o luăm pe scări. Zice, bine, ne auzim la telefon. Băi, ies cu arătare de acolo din apartament. Băi, fraților, și-am luat-o pe scări, mă. Să coborâm, să mergem la mașină. Băi, uite, cum coboram noi scările, eu am luat-o înainte, arătare în spate. Băi, când am ajuns la etajul 1, băi, că ridic așa capul și mă uit, auziți, ce văd? Poliția. Păi, patru polițai ciocăneau acolo la o ușă, știi? Ia uite, eu când i-am văzut, zic, bună seara, bună seara. Zice, bună seara. Și uite, eu să-mi continui drumul, știi, să cobor. Zice, hei, hei, ia stați așa puțin, stați puțin. Zice, voi stați aici în bloc? Zic, nu, nu stăm aici în bloc, zic, am venit să căutăm pe cineva, un tovarăș de-al nostru. Dar nu stă aici, zic, l-am sunat, are telefonul închis, cred că stă în blocul de vis-a-vis. Păi, uite, nu știa ce să-i spun ăsta, știi? Zice, aha, ați venit să căutați pe cineva. Zice, nu cumva voi îl căutați pe ăsta, zice, de aici, de la apartamentul ăsta? A? Nu sunteți mână-mână cu el? Nu-i tovarășul vostru? Nu, domne, zic, noi n-avem tovarăși de ăștia, eu știi? Nu, domne, zic, nu, că... De ce stați așa puțin? Ce aveți la voi? Zic, ce să avem la noi? Ia scoateți din buzunare, zice. Scoateți din buzunare, aveți droguri la voi? Nu, domne, zic, n-avem droguri. Hai, scoateți din buzunare, zice, și puneți aici jos ce aveți în buzunare. Nu, mă, mâncăță, zic, bă, de unde am dat de ăsta, bă, zic, cum s-a nimerit, zic, chiar acum, zic, să ne întâlnim cu ăștia aici. Aveți droguri? Nu, domne, zic, n-avem droguri, zic, nu umblăm cu droguri. Mă, ce au ăștia, mă, zic. Hai, scoateți din buzunare, zice, și puneți aici jos. Aude, nu scot din buzunar, bă, telefonul, chei la mașină. Hai, hai, zice, mai repede, hai, bă, scoate și tu, spune lui arătare. Au, scoate și arătare, pune jos acolo. Bă, eu ce fac? Ia uite, dau geanta jos și-o pun acolo jos, știi, am dat geanta jos după mine, am pus-o jos. Ia uite, arătare, bă, cu punga aia, cu plăcinte, uite așa stătea în brațe, știi? Zice, bă, tu ce-i mă acolo? În punga aia, întreabă pe arătare. Auzi, arătare, ce s-am zice? Niște plăcinte, vrei și dumneavoastră? Auzi, bă, pe arătare, bă, zice, cum îți permiți? Zice, avem niște plăcinte. Plăcinte? Pune punga jos. Pune ăsta punga jos, arătare, auzi, să duce un polițai, deschide așa punga, să uită în pungă. Zice, da, plăcinte au. Băi, zice, tu scoate din geantă. Scoate din geantă tot ce ai și pune aici jos. Nu pui geanta cu totul. Auzi, bă, eu am pus geanta cu totul să nu mai scoți, știi, piatră, lichid, cântar, să vadă ăștia. Și uite, cu ochii pe punga aeream, cu plăcintele. Scot din geantă, piatră, lichid, cântar, pun acolo. Opa! Zice, băi, ce-i cu asta, mă? A? Te ocup cu aur, a? Ia verifică-i, zice ăsta. N-a mâncat, zice, că ne verifică. Ne dă pe stație acum, hai să vezi beleaua. Băi, ne verifică ăștia, bam, bam. O, zice, Adrian, cum, zice, tu? Tu, zice,
cumperi aur și vinzi, ai aur la tine? Nu am, domne, zic, aur la mine, zic, ce e acolo, zic, căutați-mă, zic, că n-am aur. Hai, mâinile pe perete, zice, și tu, și tu, fața la perete, percheziție. Hăi, fraților, fața la perete, percheziție, bam, 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 ne-a căutat, știi, nimic. Auziți-mă, mâinile la spate, cătușele, mergeți la secție. Domne, zic, dar de ce ne luați la secție? Zic, ce-am făcut? Ați găsit ceva la noi? Zic, s-a întâmplat ceva? M-a urât pe cineva? Zic, ce s-a întâmplat de ne luați la secție? Ce s-a întâmplat? Hai, hai la secție, zice, că voi sunteți tovarăși cu ăsta, cred că, de aici, din apartamentul ăsta. Nu, domne, zic, ce tovarăși să fim cu ăsta? Zic, că noi suntem tovarăși cu ăsta. Nici nu-l cunoaștem, nici nu știm cine e, de unde până unde, zic, ne bagi pe noi că suntem tovarăși cu ăsta. Adrian, zice, nu-i nicio problemă. Mergeți la secție, dați o declarație și plecați. Dacă nu sunteți tovarăși cu el, zice, n-aveți nicio problemă. Plecați. Aici, în punga asta, vă mai întreb o dată, ce aveți? Ce să avem, domne, zic, niște plăcinte. N-am mâncat, zic, n-o căuta și acolo în punga aia, zic, să scoată, să... Ha? Plăcinte, sigur? Sigur, domne, plăcinte. Bine. Auzi, mă, ne ia lucrurile, lucrurile lui arătare într-un plic, lucrurile mele într-un plic. A băgat lucrurile într-un plic, cătușele la mâini, ne urcă în mașina de poliție, băi, ne duce la secție, mă. Băi, ajunge la secție, auzi, au luat și punga cu plăcintele, știi? A luat și punga cu plăcintele, tot. Cătușele la secție, mă. Băi, ajungem acolo la secție, te bagă într-o cameră, ne ia la întrebări. Îl cunoașteți pe cutare, cutare, zice, e un marocan pe nume așa, așa. Domne, zic, de ce nu mi-a spus, domne, de acolo că e marocan și că... Domne, zic, tovarășul ăsta al meu, zic, e român. E român, nu-i marocan. Băi, așteptam să-mi spună ei, știi, ce e ăla marocan, că de cea că e român, de cea că e marocan. Domne, zic, tovarășul ăsta al meu, nu-i marocan, domne, zic, e român. N-am eu nicio treabă cu ăla. Băi, ca să vedeți și voi ce haladită e poliția din Spania, fiți atenți aici să vedeți ce s-a întâmplat, mă. Ce, mă, că așa ceva nici prin gând nu vă trecea. A, zice, e român tovarășul tău? A, Adrian, zice, dacă ne spuneai de acolo, zice... Bun, bun, n-ai nicio treabă cu el, nu? Nu, domne, zic, și-ați văzut că n-ați găsit la noi aur, n-avem aur la noi, n-avem... Am eu, zic, piatra, lichidul, zic, cântarul. Zice, știi că lichidul se reține, nu? Știi? În gândul meu scap și fără amendă și fără... Da, domne, zic, nu nicio problemă, ce bine, să reține lichidul. Zic, dă-l acolo, dă lichid, zic, că-mi iau altul. Să ne dea drumul, zic, să ne dea punga cu plăcintele, zic, să plecăm. Păi, ia uite, mă. Eu cu arătare acolo, ne-a desfăcut cătușele. Vine unul, ne aduce plicurile. Plicul meu, plicul arătare, știi, cu cheile de la mașină, telefon, ce aveam acolo. Pac, și punga, mă, cu plăcinte. Mă, băi, când a văzut punga aia acolo pe masă, zice, bun, Adrian, hai, zice, semnați aici ce a scris el acolo, știi, procesul ăla verbal, ce a scris el. Zice, hai, semnați aici, uite, zice, că n-am găsit nimic la voi, că n-am găsit aur, n-ați avut aur la voi, zice, că nu sunteți, nu-l cunoașteți pe respectivul. Zice, uite ce am scris, da, domnule, semnez, semnează și arătare. Băi, ne luăm punga cu plăcinte de acolo, a luat arătare punga, iau și eu alea de acolo și așa arătare lucrurile. Băi, ieșim afară de acolo, de la poliție, în secția de poliție, eu cel la mașină, știi? Ia uite, noapte, târziu, băi, arătare, zic, ești nebun la cap, zic, ne-a dat și punga cu plăcintele alea înapoi, zic, că ai nebunit, hai să mergem la mașină. Băi, ia uite, noi grăbiți. Grăbiți să ajunge la mașină, iată-mă punga. Băi, când iau punga de la arătare, arătare, ce, busule, am strâns așa de ea, fără familia mea, ce, dă, nu-mi e și frică să-ți spun. A? Să moară familia mea, ce, ia uite-te în punga, cred că nu mai iau acolo.
Ce, bă? Zice, eu cred că nu mai aur. Și am pus așa mâna. Nu mai simt nimic acolo, în pungă. Băi, iau pungă, auzi. Scot alea de acolo, băi, când mă uit. Nimic, băi, fraților, băi. Băi, nu mai era aurul în pungă, băi. Doar plăcintele alea. Bine, au scos aurul de acolo, au băgat pungile înapoi, știi, una între alta, așa. Luați-le. Noi am semnat că n-a găsit aur la noi. Bă, zic, ești nebun la cap, zic, ne-a luat aurul, băi, arătare, băi. Da, să mor familia mea, ce dacă nu ne-a făcut garda? Băi, noi n-aveam cum. Când ne-a întrebat, aveți aur? N-aveam cum să spunem, da, domne, avem aur, uite în punga aia acolo, să-l declarăm. Odată ce ăla mi-a spus, spaniolul ăla, să nu vinzi aurul aici în Spania. Să-l trimiți în România sau faci ce vrei tu cu el, dar aici în Spania să nu-l vinzi. N-aveam cum să spun eu, uite, domne, am aurul ăsta. Că din start m-a întrebat acte. Ai acte la el? Păi că n-am, dar aurul meu din România, să o dau eu cotită, sucită, n-aveam cum, oricum să reține. Odată ce n-ai acte la el, să reține, mai ales că eram în baza de date, cu ce mă ocupam, n-aveam cum. Băi, zic, ne-a făcut, bă. Deci, și dacă îl declaram aurul ăla, înapoi nu-l mai primeam. Și ce spunea? Să confiscă și când veniți cu actele, vă dăm aurul înapoi. Hai, adu tu acte și ia-ți aurul înapoi. De unde se aduce acte? Să-l verificăm dacă e furat, dacă s-a întâmplat ceva cu el și veniți cu actele. Băi, arătare, zic, las-o așa. Băi, la urmă erau vorba de 200 de grame. Deci era vorba de 200 de grame de aur. Zic, las-o așa, zic, e bine că s-a întâmplat așa, l-a luat, n-a zis nimic, zic, n-avem probleme. Băi, ne-a luat aurul, mă. Pe o parte îmi părea rău că ne-a luat aurul, pe partea asta la altă îmi părea bine. Zic, băi, bine că l-a luat, dar nu ne-a făcut vreun dosar, cine știe ce, zic, cine știe de unde provenea aurul, de-aia ne-a spus ăla să nu-l vindem în Spania. Zic, hai că e mai bine așa, știi, căutam să vedem partea rea. În fine, băi, plecăm, băi, ne ducem la mașină, auzi, supărați? Băi, vă dați seama, 200 de grame de aur. Și auziți, ne-am urcat în mașină, băi, și ne-am dus acasă. Băi, fraților, băi, după vreo 2-3 zile, mă sună tovarășul meu marocanu, milionarul de la casa părăsită din Haen. Zice, Adrian, diseară se strâng băieții la mine acasă, zice. Dacă vrei, ia-l și pe arătare și vă aștept. Bine, mă, zic, hai că venim. Păi v-am spus că la marocanul ăsta acasă veneau băieții, se juca barbut, joc de cărți pe bani. Mai veneau și cu marfă, aur, una alta, știi, se făceau și combinații. Eu ce fac? Îi spun lui arătare. Că noi eram în față la Cas Converte, știi, când m-a sunat marocanul ăsta. Zic, arătare, diseară plecăm în Haen, zic, că m-a sunat marocanul. Mergem, bosule. Băi, fraților, băi, după amiază așa, la 6 și ceva, 7, îl iau pe arătare, ne urcăm în mașină, băi, și plecăm cu direcția Haen. Băi, am mers, să zic așa, vreo 40-50 de kilometri. Hop, sună telefonul. Bă, când mă uit, spaniolul ăla, știi, cu aur. Răspund. Zic, da. Zice, Adrian, hai că mi-a venit marfă. Diseară, zice, poți să vii la mine acasă? Zic, băi, pe la ce oră? Pe la 10-11 noapte, dacă se poate. Zic, fii atent aici. Eu acum, zic, nu sunt în zonă. Sunt plecat. Dacă vrei, îl sun, zic, pe un tovarăș de-al meu și vine el. Că și el cumpără aur. Zice, tovarăș de-al tău? Zic, da, un marocan, dar tovarăș bun, zic. Dacă îl trimit eu la tine acasă, zic, e tovarăș bun. Bun, zice.
Dacă ți-e tovarăș bun, zice, bine, lasă numărul meu de telefon, zice, să mă sune înainte să vină. Bine, mă. Băi, uite, nu m-am întors din drum. Am spus, deja 40-50 de kilometri. Plecasem din Malaga. Păi pun mâna pe telefon și îl sun pe tovarășul meu, pe Mohamed, din Malaga. Mohamed, zic, uite, eu am plecat din Malaga, mă duc în Jaén. M-a sunat acum un spaniol, i-am spus, eu am mai fost la el acasă, zic, acum câteva zile, am cumpărat aur de la el și uite, eu sunt plecat, m-a sunat acum să mă duc să mai iau aur, dacă vrei, îți las numărul lui de telefon și du-te tu și el. Zic, ce e de acolo de la el? Zic, e aurul tău, n-am eu treabă, zic, nu trebuie mie nimic. Eu te sun, zic, pentru tine, dacă vrei să-l iei. Zice, da, cum să nu, Adrian, zice, lasă numărul lui de telefon, zice, îl sun, îmi lasă locația și mă duc la el acasă. Zic, băi, vezi că stă în blocul cu Hestoria. I-am explicat eu lui, știi unde e, de aproape de centru acolo. Bun, Adrian, ce, lasă numărul lui. Păi las numărul la marocan, numărul la spaniol, știi? I-am lăsat numărul, păi eu mi-am continuat drumul. Băi, fraților, băi, mai aveam 100 și ceva de kilometri să ajung în Jaén. Băi, eu mă tot uitam în oglinzi. În spatele meu, un Seat Ibiza alb. Eu l-am tot văzut că în spatele meu iar lăsa distanță, iar s-a apropia, iar s-a lăsa în spate, iar s-a apropia. Păi zic, care-i treaba cu ăsta, mă? Păi bag într-o benzinărie. Arătare ce, ce faci, posule? Hai, mă, zic, merge și noi la toaletă, ne luăm și noi o cafea, una alta, zic, de aici. Păi ne-am dat jos de mașină, intrăm în benzinărie. Zic, băi, arătare. Zic, în spatele nostru s-a tot ținut un Seat Ibiza alb. Hai să mai tragem de timp, zic, și să stăm aici în benzinărie, să văd dacă bagă și ei, zic, aici în benzinărie. Bine, bosule. Băi, fraților, băi, cum stăteam eu cu arătare acolo în benzinărie, bang, Seat Ibiza a intrat acolo, băi. Opa! Gata, zic. E clară treaba. Doi înși, doi băieți erau în Seat-ul la Ibiza. Păi, unul dintre ei s-a dat jos din mașină, a intrat și el în benzinărie, s-a dus și a luat o cafea, o apă, ce a mai cumpărat el de acolo. Băi, eu ce fac? Arătare, zic, hai la mașină. Păi, mă duc cu arătare la mașină, și dăm drumul cu direcția Jaén. Hai, zic, să văd. Pleacă și ei acum după noi? Dacă pleacă după noi, zic, gata. E clară treaba că suntem urmăriți. Păi ne-am urcat în mașină, dă-i talpă de acolo. Auzi, că mă uit în oglindă, în spatele nostru. Bine, că aveau ceva distanță. I-am văzut în oglindă. Opa, zic, arătare, suntem urmăriți. Gata, zic. 100% suntem urmăriți. Bă, nu erau marocani. Că i-am văzut, nu erau marocani. Erau spanioli. Îmbrăcați bine. Zic, băi, cum să fac, știi, mă gândeam. Băi, cum să fac, băi, ce să fac, zic, să mă întorc înapoi? Nu e bine, zic, să mă întorc înapoi, eu te-am plecat la drum spre Jaén. Și acum să mă întorc înapoi și dă-și seama că m-am prins. Băi, și dă-i spre Jaén. Băi, fraților, ajung în Jaén. Băi, ăștia, în spatele nostru, mă. V-am spus, își lăsau distanță, dispăreau puțin, iar apăreau. Ne urmăreau, clar. Deci clar eram urmăriți. Arătare, zic, fii atent aici ce facem. Băi, ce m-am gândit? N-am cum să mă duc la tovarășul meu acasă, că ăsta stătea într-un bloc de bancă, v-am spus, milionarul de la Casa Părăzită, marocanul, într-un bloc de bancă și tot blocul ăla era al lui. Și în bloc acolo avea un apartament unde veneau băieții. V-am spus, se juca barbut, joc de cărți, pe bani, combinații, un alt.
Zic că au venit băieții acolo. Zic cum să mă duc eu acolo? Zic odată ce sunt urmărit cum ar veni, duc garda peste ei acolo. N-am cum să fac așa ceva. Băi, ce mă gândesc, mă? Băi, cum să fac? Băi, cum să fac? Cum să fac? Băi, uite așa, dau ture pe acolo, prin Haien, știi, am luat așa pe centru. Zic, arătare. Băgăm mașina aici în parcare. Noi dăteam ture, știi, și am văzut, bang, o parcare, o comunitate. Auzi, la comunitate, poarta deschisă. Pac, am dat ture, zic, arătare acolo unde comunitatea aia. Vezi că băgăm mașina în parcare. Ne-am dat jos repede din mașină și intrăm în comunitatea aia. Zic, bă, să nu se închidă poarta, mă gândeam, eu știi, până ajungem noi acolo. Păi, pac, 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 ne-am învârtit, ăștia în spatele nostru. Pac, am băgat mașina în parcare acolo, în comunitate, ne-am dat repede jos din mașină, am intrat în comunitate. Păi, fiți atenți aici, am intrat în comunitate, am trecut toată comunitatea aia, comunitatea unde sunt mai multe case, știi? Am trecut prin comunitate, am sărit gardul și am sărit pe strada de dincolo, știi? De comunitate. Mașina acolo în parcare, împuiată tot. Și auziți? Hop, văd un taxiu. Băi, fac cu mâna la taxiu, s-o oprește, ne urcăm în taxiu, zic, la hotel. Băi, ne duce taxiul la hotel. Auziți, ne-am luat o cameră la hotel. Băi, toată noaptea n-am ieșit din camera de hotel. Am dat telefon, ne-a venit mâncare acolo pe cameră. Păi ce fac, mă? Îl sun pe tovarășul meu, milionarul de la Casa Părăsită. Zic, băi, vezi că a intervenit ceva și noi nu mai ajungem la tine. Bine, Adrian, zice, nu-i nicio problemă, zice, fă-ți treburile, zice, ne vedem altă dată. Bine, mă, auziți, băi, fraților, băi, pe la 1 și ceva, 2 noaptea, mă sună tovarășul meu, Mohamed, din Malaga. Zic, ce-a făcut ăsta? Zic, mâncați și la ora asta? Zic, ce s-a întâmplat? Zice, Adrian, unde ești? Păi zic, sunt în Haien. Bun, când vii, sună-mă. Că vreau neapărat, zice, să vorbesc cu tine. Bine, mă. Băi, și închide telefonul. Băi, v-am spus, toată noaptea am rămas pe camera de hotel. N-am ieșit. Băi, de dimineață, pe la 9 și ceva, auzi, am ieșit cu arătare. Arătare, zic, mergem la mașină. Am luat mașina și direct Malaga. Da, posule. Băi, fraților, băi, ne-am dus la mașină. Auzi, prima dată m-am uitat să văd dacă e Seat-ul la Ibița, parcat pe acolo, ceva, știi, suspect, nimic, mă. Băi, ne-am urcat în mașină și am plecat cu direcția Malaga. Tot drumul mă uitam în oglindă să văd dacă e vreo mașină, ceva, să fim urmăriți, ceva. Nimic, mă. Băi, nu ne-am mai urmărit. Nu știu, poate că au plecat de acolo, dar n-am mai fost urmăriți. Băi, am ajuns în Malaga. Îl sun pe tovarășul meu, pe Mohamed. Mohamed, unde ești? Adrian zice, am puțină treabă acum, te sun eu. Te sun eu și vorbim. Bine, mă. Băi, nu m-a mai sunat Mohamed. Seara, pe la 10 și ceva, ce zic, arătare? Hai să mergem pe un parc. Păi zic, dacă nu m-a sunat, înseamnă că are treabă, e ocupat, mă sună el, știi? Băi, mă duc cu arătare în parc, băi. Băi, fraților, băi, mă sună Mohamed. Adrian, hai că am avut ceva treabă, zice, și n-am putut să te sun. Unde ești? Băi, zic, sunt aici, în parc cu băieți. A, ești în parc? La băieți acolo? Zic, da, mă. Hai că vin și acum acolo. Vin acum, zice, să vorbim. Bine, mă, zic, hai vin. Băi, vine Mohamed acolo în parc. S-așează acolo pe bancă. Zic, ce-i făcut, mă, ce s-a întâmplat? Auziți acolo în parc?
Erau băieții strânși, erau și marocani, și albanezi, bulgari. Eram mai mulți care ne strângeam acolo în parc, știi? Stăteam de vorbă. Băi, aici pe bancă eram eu, arătare, și încă doi marocani. Marocanii ăștia doi și ei se ocupau tot cu aur, cu astea, știi? Veneau și ei pe acolo, prin față, pe la Casa Converte. Păi vine Mohamed, băi. Se așează acolo pe bancă. Zice, Adrian, hai să spun ce s-a întâmplat. Ce-ai făcut, mă? Zic, ce s-a întâmplat? Am fost aseară la ăla. Așa și? Zice, când am ieșit din bloc, băi, fiți atenți aici. Zice, cum am ieșit din bloc? Hop, mașina de poliție. Zice, chiar în fața mea. Zice, de unde vii? Mi-am spus că de aici, de la un prieten, și auzi, m-a luat poliția, m-a dus la secție. Bineînțeles că mi-a oprit aurul. 100 de grame, zice. 100 de grame am luat de la spaniolul ăla unde m-ai trimis tu. Și mi-a oprit poliția. Aurul m-a întrebat dacă am actele, că știi și tu cum e, zice. Și mi-a reținut aurul. Bă, zic, tu ești nebun la cap. Da, Adrian, zice, așa s-a întâmplat. Bă, zic, și pe mine, zic, m-a luat garda tot când am ieșit de la ăla. Pe scara blocului n-am avut timp să spun, zic, că n-aveam cum să-ți spun prin telefon ce s-a întâmplat. M-a luat garda, zic, cum am ieșit de la el, i-am spus, știi, la etajul 1, garda acolo. Madre mie, zice, ce ghinionist e ăsta, zice, dar uși tu, și ție ți s-a întâmplat? Da, bă, zic, și mie, zic, la fel, m-a luat garda, zic, mie mi-a confiscat 200 de grame. I-am spus, știi, cum a fost treaba. Bă, ia uite, unul din marocania, doi care erau acolo cu noi pe bancă, se ridică unul de acolo, zice, lui Mohamed. Ei, marocanii ăia doi tovarăși cu Mohamed. Se ridică unul dintre ei de acolo, zice, Mohamed, spune lui, pe spaniolă vorbea acum. Zice, păi dacă-ți spun, zice, stai să vezi ce ni s-a întâmplat nou acum vreo 4-5 zile, cam așa. Băi, fraților, băi, fiți atenți aici, să vedeți și voi ce ne spune marocanul ăsta, mă. Băi, ca să vedeți și voi care a fost manevra aici. Și auziți ce ne spune marocanul. Zice, acum 4-5 zile m-a sunat un spaniol. Eu, zice, aveam două brățări la vânzare. Brățări frumoase, una de 25 de grame și una de 30 de grame. Frumoase brățările. M-a sunat spaniolul ăsta, zice, și m-a întrebat dacă mă deplasez și la domiciliu. Și am spus că da. Mi-a lăsat locația. Zic, bă, ia stai așa puțin. Nu cumva spaniolul ăsta, zic, care te-a sunat pe tine, stă în bloc cu Hestoria? Da, zice, la etajul 2. Unul, zice, e tuns scurt pe aici, așa, și are părul prins în coadă. Auzi, Mohamed, ăsta e. Ăsta e, zice spaniolul ăla. Așa, vă zice, ce s-a întâmplat? Și auziți marocanul. Zice, mi-a lăsat locația. Fiți atenți aici, ce să vedeți și voi ce mi s-a întâmplat și mie. Ia zi, mă. Zice, mi-a lăsat locația, l-am luat pe ăsta, pe tovarășul lui. Zice, l-am luat și pe ăsta și ne-am dus la el acasă. Am urcat, zice, la etajul 2, acolo unde stă el, am intrat în casă și am pus brățările, zice, pe masă. Zice, eu vă spun, brățările frumoase. V-am spus 25 de grame una, 30 de grame una. El, zice, a luat brățările de acolo după masă și uite așa s-a uitat la ele și auzi ce îmi spune. Le pune înapoi pe masă, zice, nu, nu, zice, nu-mi place modelul. Nu, nu, zice, nu, nu, nu le cumpăr că nu-mi place modelul. Bă, băiatule, păi, nu le-ai văzut în poze? Adrian, zice, brățările frumoase, zice.
Țări frumoase, model frumos. El le-a văzut pe internet înainte să ne cheme la el acasă. Și zice că nu, nu-i place. Bă, băiatule, până le-ai văzut pe internet? N-ai văzut pozele? Nu, nu, că în realitate sunt altfel. Nu, nu, zice, nu le cumpăr. Îmi pare rău, dar nu le cumpăr. Bine, mă, nicio problemă. Dacă în realitate sunt altfel și nu-ți mai plac, zice, nicio problemă. Și au zis, mă, și-a luat marocanul brățările de acolo și-a plecat, mă. Și el și tovarășul lui, că erau amândoi. Și-au plecat de la el din apartament. Băi, cum au coborât de la el din apartament și-au ieșit din bloc? Hop, poliția, mă! Au zis, poliția la fel. Ce-i cu voi? Ce? I-a luat la secție să confiscă aurul. Aveți acte la el? Nu, că n-avem, dar nu-i furat, că să confiscă. Dacă n-aveți acte, știți cum e legea în Spania, ce se confiscă. Adrian zice, și n-a confiscat aurul. Când avem acte la el? Bă, zic, bă, voi sunteți nebun la camă? Auzi, Mohamed. Adrian, gata, zice, tu ce înțelegi? Păi ce dracu, zic, e clară treaba. Ăsta e cu garda. Auzi, marocanii, da, da, zice, 100%. Ăsta e mână în mână cu garda, zice, ori sună la gardă, după ce își face el treburile combinate, sună la gardă și ne toarnă. Auziți, mă, ce spun aia doi marocani, nu Mohamed. Mohamed, îți jur, zice, că ăsta nu rămâne așa. Noi ne răzbunăm. Mohamed zice, da, mă, luați-l. Luați-l, zice, și învățați-l minte să nu mai facă așa ceva. Lasă, zice, că ne ocupăm noi de el. Marocanii, bă, băi, marocanii răzbunători. Ferească Dumnezeu să-i faci o manevră la un marocan, să fie corect cu tine și să-i faci manevră. Ho. Bun, zic, ia uite, bă, zic, ăla mână în mână cu garda, bă. Băi, nu m-a mai sunat. Pe mine ăla nu m-a mai sunat, spaniolul. Bă, ia uite, am stat noi acolo în parc, de vorbă ce am stat, am plecat. Am plecat acasă, băi, următoarea zi, mă sună rusoaica, Ana. Zice, Adrian, unde ești? Zic, Ana, sunt acasă. A, zice, perfect. Diseară vine un italian, zice, că are o casă la vânzare și mă întâlnesc cu un italian să văd casa. Te rog eu frumos, zice, dacă poți, hai cu mine, rusoaica. Păi, ia uite, eu acum, când m-a întrebat ea unde sunt, i-am spus, acasă. Ea crezând că acasă, în Rocheta, știi, unde stăteam. Acum, ce să-i mai spun, Ana, eu sunt în Malaga, nu sunt în Rocheta și ce să fac de-astea cu ea? M-a rugat frumos să mă duc cu ea. Zic, băi, asta e, acum că sunt în Malaga, că sunt în Madrid, că sunt oriunde aș fi, odată ce m-a rugat frumos să merg cu ea, zic, mă duc în Rocheta. Arătare, zic, hai cu direcția Rocheta, că m-a sunat rusoaica, știi, i-am spus, gata, bosule, mergem. Băi, fraților, ne-am urcat în mașină, n-aveam cum s-o refuz pe rusoaică, pentru că și ea de atâtea ori a fost lângă mine. Băi, mâncavaș, băi, ne-am urcat în mașină, băi, țineți-vă bine, mă. Băi, țineți-vă bine. Băi, ne urcăm în mașină, plecăm în Rocheta. Am ajuns în Rocheta. Am ajuns noi în Rocheta pe la 3-4 după amiază, așa. Sunt pe rusoaică. Ana, zic, la ce oră? Adrian, ce, stai să-l sun. Stai să-l sun să vorbesc cu el și te sun imediat. Bine. Bă, îl sun în rusoaică, auzi ce spune ăsta. Pe la 8 jumate. Să ne ducem la el acasă să-l luăm și de acolo mergem unde avea casa asta de vânzare. Bun. Păi, ia uite.
Eu acum mă duc acasă, v-am spus că eu stăteam în Rocheta, eu în Malaga, în Cadiz, în orașele astea veneam doar pe sezon, cât mergeau treburile. O lună, două, trei luni, cât mergeau treburile. Băi, mă duc acasă. Zic, Ana, mă sun când ieși, da, Adrian, băi, ajung acasă, auzi, se face ceasul 8, mă sună rusoaica. Zice, Adrian, hai că acum, zice, m-a sunat și pe mine italianul ăsta și mi-a spus că îi pare rău, că nu mai poate să meargă acum, că a intervenit ceva și ne întâlnim mâine. Mâine de dimineață. Poți? Da, n-a zis, pot, nu-i nicio problemă. Stai liniștită, zic, nu-i problemă. Băi, ia uite, ea când m-a sunat așa, știi, era oarecum de mine, știi? Zic, nu-i nicio problemă, zic, stai liniștită, mergem mâine de dimineață. Dacă va interveni probleme la om și alea, zic, nu-i problemă. Bine, Adrian, zice, mulțumesc. Băi, fraților, băi, am rămas acolo în Rocheta. Am rămas acasă, în noaptea aia. Băi, următoarea zi, pe la 9 și ceva, mă sună rusoaica. Adrian, ești acasă? Da, Ana. Cum facem, zice, vii tu cu mașina ta sau vin eu să te iau? Păi, Ana, zic, că vin eu cu mașina mea să te iau, mergem, îl luăm și pe arătare, să meargă și el cu noi, zic, și pe urmă mergem la italian. Da, zice, că trebuie să mergem să-l luăm de acasă. Bine. Băi, mă urcă mașina. Băi, le iau pe arătare. Băi, și mă duc și eu pe rusoaică. Ana, zic, știi unde stă ăsta? Da, Adrian. Băi, ne ducem la italian acasă. Auzi, italianul iese din casă. Să urcă în mașină. Hai, zice, să vedeți casa. Băi, ne ducem acolo unde avea el casa aia. Băi, o casă, când am ajuns acolo și am văzut-o, nu mai avea acoperiș. Căzuse acoperișul. Tavanele. Ruină, mă. Oh, ce e asta, mă, cați? Intră cu italianul acolo. Zice, uite, asta e casa. Sunt conștient, zice, că trebuie renovare aici, dar terenul. Terenul, zice, valorează foarte mult. Undeva în Las Marinas, acolo, cartier bun, rezidențial. Aici, zice, zonă bună, cartier bun. Ori dată jos, ridicată alta, ori renovată, casa e bună. Bă, ne-a arătat el casa, a făcut rusoaica poze, v-am spus, rusoaica se ocupă cu imobiliarele. A făcut ea poze acolo la casă. Bun, domnule, zice, uite, am făcut și o poze, dacă e ceva, îmi spune și prețul, mai vorbim și rămâne să discutăm. Bine, zice italianul. Băi, ia uite, noi acum să plecăm de acolo. Ce zice italianul? Eu rămân aici, zice. Mai rămân pe aici. Bine, mă. Băi, ieșim de acolo din curte, să mergem la mașină. Mașina parcată peste drum. Băi, cum am ajuns la mașină? Pac, să dă doi polițai jos. Din mașina din față, mașină civil. Doi civili jos, au venit la noi. Pac, imediat și mașina de poliție. Pac, încă o mașină, două mașini de poliție. Lângă noi. Zice, rămâneți pe loc. Nu, mă, cați, zic. Ce s-a întâmplat? Tu și tu. Eu cu arătare. Zice, tu și tu. Tu, zice, cu tine n-avem nicio treabă, știi, de rusoaică. Cu tine n-avem nicio treabă. Voi doi. Da, domne, ce s-a întâmplat? Scoateți din buzunare ce aveți, știi, percheziție. Da. Auzi, așa, știam. Pac, am scos, am pus jos. Păi, ce s-a întâmplat, mă, mâncați? Zic, chiar în poliția, zic. Ce-o mai fi acum, zic? Hai, că asta chiar e culme. Domne, zic, dar ce s-a întâmplat? Ia uite, aveam curaj acum, n-aveam aur la mine, n-aveam nimic. Băi, n-are ce să-mi facă, zic. Domne, zic, dar ce s-a întâmplat? Spuneți-mi și mie, de ce sunt percheziționat? Ce s-a întâmplat? Taci din gură, zici. Taci din gură, nu pune tu întrebări, că nu ești în măsură să ne pui tu nouă întrebări. Tu taci din gură. De ce, domne, să nu pun, zic, pe cine ați oprit? Ați oprit pe altul, nu m-ați oprit pe mine? De ce să nu pun? Ce s-a întâmplat? Taci din gură, taci din gură că afli la secție. Iar la secție mă duce, zic.
Băi, ne percheziționează și pe mine și pe arătare. Ne-a pus cătușele. Zice, mergeți la secție. Dom'le, zic, stai așa puțin, zic că uite, sunt cu mașina. Nu, nu, zice că plecați imediat. Trebuie să mergeți la secție. Da, mă, ce-a făcut? Băi, iau, te-am lăsat cheia la rusoaică, știi, de la mașină. A, n-ai mașina, zici, te duci acasă și lași mașina la tine. Vin eu la tine acasă, că rusoaica stă acolo în rochetă. Bine, Adrian. Băi, m-a luat, bă, și pe mine și pe arătare, mă. Da, mă, zic, ce s-a întâmplat, mă, iară, mă. Băi, fraților, băi, fiți atenți aici ce s-a întâmplat, mă. Băi, ne duce la secție acolo, zice, Adrian, stai liniștit, zice. Fii atent. Noi, zice, te-am reținut pentru că tu ești căutat de poliție. Din Malaga. Poliția din Malaga. De ce, domne, zic? Ce s-a întâmplat? Păi, nu știm noi ce s-a întâmplat. Poate cu ce te ocupi tu, cu bauri, cu alea. Nu, nu, nu ne interesează pe noi, zice. Nu știm ce s-a întâmplat, dar trebuie să te prezinți la secția de poliție. Auzi, bă, că nu știu ei ce s-a întâmplat. N-au vrut să-mi spună. Dar trebuie să mă prezint la secția de poliție în Malaga. Dom'le, zic, cum nu știi ce s-a întâmplat? Nu știm, zice. Nu știm, dar ești căutat de poliție, ne-a sunat pe noi, ți-am văzut mașina, zice, pe camere. Și de-aia te-am luat să-ți aducem la cunoștință că trebuie să te prezinți astăzi, astăzi, zice, la secția de poliție din Malaga. Să știi că ești liber. Nu te ducem noi cu mașina și alea, ești liber. Dar să te prezinți acolo. Bine, domne. Păi ia uite, ne-a dus făcut cătușele și mi-ești luat arătare, am plecat de acolo. Băi, mă duc la rusoaica acasă, am sunat, a venit rusoaica. Mi-a adus cheia, zic, Ana, trebuie să plec în Malaga, că trebuie să mă prezint acolo la secția de poliție. Bine, Adrian, zice, mulțumesc frumos, zice, și îmi pare rău că s-a întâmplat așa, mulțumesc frumos. Da, e liniștită, zic, că și așa oricum mă luau, că a dat ăia telefon din Malaga să mă ia ăștia. Bine, Adrian, băi, mâncavaș. Băi, mă urc în mașină cu arătare, bineînțeles, direcția Malaga. Băi, acum, eu ce fac pe drum până să ajungem în Malaga? Sușup, avocat. Băi, Joaquin, zic. Uite ce s-a întâmplat. I-am spus, a chemat rusoaica, uite, m-a luat poliția, m-a dus la secție și trebuie să mă prezint în Malaga la secția de poliție. Zice, bun, am înțeles. Și zic, dacă e ceva grav, ai timp să vii, zic, să mă reprezinți acolo? Dar cum să nu? Mă suni. Bine, Joaquin. Băi, fraților, băi, ajung în Malaga, mă duc la secția de poliție. Băi, când m-am dus acolo la secția de poliție, i-am spus, știi de ce am venit? Uite așa, așa. Bun, zice, intrați aici în camera asta. Băi, ne-a băgat acolo într-o cameră. Auziți, mă, cavaș, 5 polițai au venit acolo. 5, bă, printre care și șeful poliției. Na, firea dracu, viață, zic, ce s-a întâmplat? A intrat acolo polițaiul. Zice, Adrian, aseară, unde ai fost? Opa, auzi, eram în rocheta. Aseară, zice, azi noapte, unde ai fost? Dom'le, zic, am fost acasă. În rocheta del mar. În rocheta. Zic, da, că de acolo, zic, m-a luat și poliția și mi-a spus că trebuie să mă prezint aici. Aha. Ai fost în rocheta. Zice, fii atent. Ești suspect de tentativă de omor. Zic, ce-a făcut? Da, da, zice, așa cum ai auzit. E suspect de tentativă de omor. Dom'le, zic, stați așa puțin. Dați-mi voie, zic, să-mi sun și eu avocatul, să vin avocatul meu aici, zic, că treaba, zic, văd că e groasă.
Ce tentativă de omor, zic, ce suspect, ce s-a întâmplat? Hai, zice, vrei să suni avocatul? Zic, da. Păi, îmi sună ăștia avocatul. Să vin acolo. Bineînțeles că n-am declarat nimic. Nimic. Dar nici ei nu m-au întrebat nimic. Au așteptat să-mi vină avocatul. Că știau legea, nu? Băi, vine avocatul meu acolo. Ia uite, eu cu arătare acolo. Băi, ce s-a întâmplat? Băi, ce s-a întâmplat? Suspecți? Și eu și arătare de tentativă de omor? Bă, voi vă dați seama? N-am mâncat. Și băi, până a venit avocatul acolo, dacă nu mi-am făcut 1000 de gânduri. Și auziți, mă, a venit avocatul, a luat dosarul de acolo, știi, l-a citit. Băi, fraților, băi, ce s-a întâmplat, mă? Băi, fiți atenți aici să vedeți și voi ce s-a întâmplat. Băi, marocanii ăia doi, ăia d-au zis că vor să se răzbune. Băi, ce-au făcut, mă? Băi, l-au urmărit pe spaniol, s-a ținut de capul lui. L-au urmărit. Bă, și noaptea aia, când eu am fost plecat în Rocheta del Mar, unul dintre marocani a rămas la mașină. Celălalt a intrat în bloc, în scara blocului unde stătea spaniolul ăsta. Bă, și l-au așteptat, mă. Ăla din mașină i-a spus, vezi că intră în scara blocului. Ăla ce-a făcut, mă? A urcat sus la etajul 1, a luat o farfurie de-aia de la ghiveci. Ați văzut, pui ghiveciu, știi, să scurgă apa în ea. O farfurie de-aia, uite atâta farfurie de la ghiveci. Nu știu de ce era, de marmură, de granit, nu știu de ce era, piatră. Băi, a urcat la etajul 1 și auzi, l-a așteptat pe spaniol. Băi, și când a intrat spaniolul să urce, băi, nu mergea liftul. Liftul nu mergea acolo. Băi, când să urce spaniolul scările, auzi, a dat cu farfuria aia, băi, eu cred că a vrut să-i dea în cap. Ați înțeles? La spaniol. A dat cu farfuria aia să-l omoare, băi. Băi, norocul la spaniol, mergea așa, știi, să uita în telefon, să urce treptele și cu telefonul în mână. Băi, când a dat cu farfuria aia, nu l-a nimerit în cap, băi, și l-a nimerit aici în mână. Auziți cât era de grea farfuria aia, din marmură, granit, nu știu ce era. Băi, când a dat, i-a rupt osul. Osul de aici, de la mână, mă, iar rumâna, mă, la spaniol. Bineînțeles că imediat. Ban cu poliția. Dar auziți, țineți-vă bine. Băi, ăsta, că pe urmă am aflat de la avocat. Spaniolul ăsta, fost polițist. El era mână în mână cu garda, cu tovarășii lui de la poliție. El ce făcea? El îl suna pe ăla, vreau să cumpăr aur. Da? Venea ăla cu aurul bang. Da, nu-mi place. Când pleca, îl lua garda, confisca aurul. Ați înțeles? N-ai actele? Să confisca. Strângea aur de la ăla, de la ăla, de la ăla. Por mă suna pe mine. Am văzut anunțul tău pe internet că cumperi aur. Mă chema la el acasă. M-am dus la el acasă, garda, la etajul 1. Abia m-a așteptat garda, știa unde e aurul. Le spusese ăsta, ia vede ce ascunzătoare are ăsta, a? În punga cu plăcinte, luați punga. Mie ce mi-a zis? Păi să nu vinzi aurul aici în Spania, că ai probleme. Să trimeți în România, să faci ce faci, te scap de el. Dar aici în Spania să nu-l vinzi. Eu acum când am auzit de la el, ce am zis? Băi, aurul ciordit m-am gândit. Ori îl fură el, ori are oameni care fură pentru el, știi? Cum procedau majoritatea hoților care mă sunau să vin să iau aur. Eu acum când am auzit de la el să nu-l vând în Spania și ales care probleme. De-aia n-am mai spus eu la poliție. Bine, oricum nu spuneam că n-aveam acte. Dacă îl găsește, îl găsește, îl ia. Băi, de ce el mi-a spus așa? Ca eu să știu, știi? Bang! Eu acolo ce am zis? Nu avem domne aur. Gândul meu și de l-o găsi, l-o găsi, n-am știut că e aici, domnul, știi? O dăteam invers. Băi, și auziți acum ce spune avocatul. Zice, Adrian, fii atent aici ce s-a întâmplat. Se presupune că cineva a dat cu o farfurie de piatră, farfurie de aia de la ghiveci, a dat ce ar fi vrut să-l omoare
pe băiatul ăsta la care ai fost tu la el acasă și ai cumpărat aur. Zice, tu ai fost la băiatul ăsta acasă și ai cumpărat aur, îl cunoști? Zic, băi, Joachim, zic, eu am fost la el acasă, zic, am luat aur de la el, dar eu n-am de unde să știu ce s-a întâmplat acolo, pentru că eu am fost plecat în rocheta. Eu am fost în rocheta aseară când s-a întâmplat treaba asta. Zice, nu, e normal să fii chemat și luat la întrebări, pentru că se presupune că cineva ar fi dat cu farfuria asta. Acum nu se știe dacă a căzut singură farfuria și l-a accidentat, sau dacă a dat cineva cu farfuria. Nu știu, băi, Joachim, zic, eu n-am de unde să știu, zic, că am fost în rocheta. Băi, fraților, auziți acum. Cine a fost chemat aici la poliție? Eu, Arătare și Mohamed. Băi, a doi marocani. L-au pus la cale, ei n-au fost aduși acolo la poliție. Nu știu, poate că i-a căutat și nu i-a găsit, nu știu. Dar ea n-au fost. Băi, ăla ce a făcut? Ăla, după ce a dat cu farfuria, a urcat sus pe bloc, a sărit pe blocul de lângă și a ieșit pe cealaltă scară. Zice, știi ceva? Dom'le, zic, nu știu nimic. Zic, de unde să știu? Eu zic, ce s-a întâmplat acolo? Dacă eu am fost în rocheta, zic, n-am de unde să știu. Bun, declară. Băi, și auzi, avocatul. Bam, 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 bam. Bun, zice, sunteți liberi. Băi, dar eu n-aveam nicio treabă. Nici n-am știut eu ce s-a întâmplat acolo, vă dați seama. Bun, zice, sunteți liberi. Băi, ne-a dat drumul. Bineînțeles, avocatul. Ați înțeles, avocat bun, mă. Băi, ne-a dat drumul, mă. Când am ieșit din secția de poliție, auziți ce îmi spune avocatul. Zice, Adrian, fii atent că ăsta ai fost polițist. Nu te mai băga cu el. Dacă te mai sună și te cheamă să faci combinații cu el, nu te mai băga cu el. Bine, mă, ce să mă mai bag eu cu ăsta când am auzit că-i mână în mână cu garda. A? Dar vă dați seama că și el cred că s-a lăsat de meseria asta. Băi, a dat marocanul, voi vă dați seama că putea să-l omoare. Dacă-i dătea cu farfuria aia în cap, acolo murea. Bă, de-a dat în mână, bă, i-a rupt mână, i-a rupt osul. Nu știu ce s-a întâmplat, că pe mine nu m-a mai chemat poliția. Nici să dau declarații, nimic, n-am mai fost chemat. Dar auziți, țineți-vă bine să vedeți ce va urma în vlogul următor. Eu încă o dată vă salut cu respect pe toți care mă urmăriți, prietenilor. Bineînțeles, dacă vă place ceea ce fac eu pentru voi, puteți să lăsați un like. Dacă vreți să mă salutați, ne întâlnim și în secțiunea pentru comentarii. Și bineînțeles, care distribuie vlogurile mele, aveți tot respectul meu. Eu vă spun numai bine, rău la nimeni și multă sănătate. Păi dacă distribuiți vlogurile mele, să ajungă cât mai departe, să le vadă cât mai multă lume. Pentru că vlogurile mele sunt adevărate lecții de viață, în care aveți foarte multe de învățat. Să știți să vă feriți. Pentru că în lumea asta unde am umblat eu, este foarte greu să umble cineva. E greu să ajungi aici în lumea asta, să faci combinații de genul ăsta și să umbli cu categoria asta de oameni. E greu. Și atunci eu vin și vă povestesc prin ce am trecut, ca voi să învățați și să știți ce se întâmplă în lumea asta ascunsă și să vă feriți de așa ceva. Numai bine, rău la nimeni și multă sănătate!